Uneori, plantele din propria grădină pot fi mai benefice sănătății decât medicamentele și tratamentele medicale. Terapeut de zeci de ani în medicina naturistă, Ioan Cocoș Ivănescu le recomandă oamenilor care au probleme medicale să profite de perioada postului pentru a se trata cu plante comune direct din grădina lor. În primul rând să gândească că posturile astea sunt făcute pentru un fel de caracteristic pentru întreținerea organismului la mașină. Deci când s-a făcut prima dată sinusul la Nicea în 326, nu știau sfinții părinți despre organism. Dar cineva înseamnă că cine a făcut ființa umană le-a explicat. Și a spus să nu mâncați anumite mâncăruri sau să faceți pauză între ele, ca să curățăm, pentru că mâncarea de carne așa se mai greu digerabile, așa mai mult în corp. Și avem primăvara și avem cu verdeață, cu plante, ca să curățăm sângele, să purificăm sângele. Mâncăm mai ușor, deci mai puțină carne și dăm verdeață care se fie vegetale și vitamine sau minerale pentru organism. Uitați, avem păpădia cea mai bună, Traxacum officinalis, cea mai bună pentru curățarea sângelui și pentru ficat, pentru fiere. Terapeutul spune că unele boli pot fi prevenite prin astfel de tratamente cu plante din grădina lor. Pot să facă o cură de salată sau ceaiuri sau să pune macerat păpădia, la macerat în vin alb, e foarte bună și după 12 zile să înceapă să ia câte un păruț de vin cu păpădie macerată. Dar pentru ficat eu recomand cel mai mult pedicuța, cea mai bună pentru ficat. Și ia numai o linguriță de plantă dimineața pe stomac, cu o linguriță de plantă într-o cescuță de apă, se pune și se face infuzie. De ciroză epatică, două cescuțe pe zi. Iar pentru fiere, pentru că fierea cu ficat exact ca dinamo cu bateria la mașină. Dacă dai fierea afară, exact cum ai da bateria la mașină afară și pui pe direct. Nu mai merge mașina cum trebuie, nu mai e siguranța aia. Și pentru fiere, cea mai bună plantă e turița. Am uscat, acum n-a ieșit încă turița. Mică, seamănă cu pătrăgelele, cu plantele, plante de cultură. Ion Ivănescu Cocoș este căutat de români din toată țara pentru a cere sfaturi cu privire la un tratament puțin cunoscut în România.